Cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, bună dimineața, bună dimineața. Avem cafea, avem cafea și avem și emisiune pe Mesagerul de Neamț, știri din Neamț, live. Despre ce credeți că vorbim astăzi? Păi la începutul emisiunii o să încercăm să zâmbim un pic. După care o să încercăm să facem un lucru pe care nu l-am făcut de mult și mi se reproșează de multe ori în discuții, în mesaje. Dom'le, de ce nu răspundeți la întrebări în emisiuni? Vă spun de ce. Pentru că de multe ori te iei în emisiune cu interlocutorul, nu ai timpul să te uiți la întrebări. De obicei, întrebările rup firul emisiunii. Am selectat astăzi câteva dintre întrebări, le-am strâns sub niște generice și o să încercăm să dăm un răspuns la ele. Eu zic că va fi interesant, mai ales că vom vorbi despre niște lucruri care de obicei sunt ținute sub preș. Da, haideți să începem cu prima parte a emisiunii. Noi am zis zâmbete la cafea, pentru că așa cum era emisiunea aceea cu copiii mici la TVR, cred că, sau nu mai știu în minte, unde copiii spun lucruri trăznite, din când în când se mai întâmplă și lucruri interesante în ceea ce fac, spun politicienii, chiar și cei locali. Ieri, după amiază, o să încerc să și ilustrăm puțin toate lucrurile astea, și o să-l rugăm și pe Bogdan să ne ajute. Ieri, după amiază, la PSD a avut loc, nu știu, ai imaginea, Bogdan? Nu, redeschis. O să redeschidem, o să închidem, nu știu ce s-a întâmplat. O să vedem care este situația. Dar ieri, după amiază, la PSD a avut loc o conferință de presă. O conferință de presă ținută de președintele partidului, noul președinte al partidului, spunem nou pentru că a fost de curând ales în unanimitate în această funcție, domnul Daniel Harpa. Toată conferința asta, de fapt, a fost ținută pentru că trebuia lămurit cumva de ce șefii de la două șefele, ca să nu, de la două organizații, cele mai mari, teoretic, nu știu dacă sunt cele mai puternice, din județ, Piatra Neamț și Roman, s-au demisionat, au fost demisionate, au demisionat, s-au demisionat, nu știm exact, și au fost numiți niște interimari. Faza interesantă este că domnul Harpa, care este un tip împăciuitor, așa, a zis în conferință cam așa, că el nu are nimic cu nimeni, că nu poartă dușmănii și că Oana Bulai, care este un membru activ al PSD-ului, nu a fost dată deoparte și va coordona activitatea colegiului 4, dacă nu mă înșel, să aibă grijă pentru alegeri, să organizeze, să facă, să dreagă, etc. Iar Florentina Moise va coordona, nu pot să nu zâmbesc, colegiile 1 și 2, adică Piatra Neamț, cele două colegii din Piatra Neamț. În condițiile în care deja era pus șef pe cele două colegii, domnul Niță. Normal că te întreb dacă ai doi oameni așa de valoroși, de ce sau au fost demisionați, și răspunsul în conferință a venit foarte firesc de la domnul Harpa, care a spus că el are o strategie și în strategia aceasta cele două doamne nu se încadrau. O să spuneți, nu-i de râs?
Este de râs. Ce e aici de râs? Este de râs, pentru că dacă ai două doamne pe care te bazezi în organizare de acum încolo, pentru că sunt bune, nu poți să le dai deoparte pentru că n-ar fi bune în strategie. Îți ajustezi strategia în funcție de ce oameni ai, dar trecem peste partea cu zâmbetul și mergem la partea de realitate. Daniel Harpa nu a putut să lucreze cu cele două doamne pentru că cele două doamne, în momentul vorbirii, am luat vorbirii de ieri, că astăzi nu mai știm, aveau percepția publică că, de fapt, primesc ordine, indicații, sugestii și strategii din partea lui Ionel Arsene, nu din partea lui Daniel Harpa. Ele, neadaptându-se la situația actuală, că nu mai este Arsene șef la PSD, ci este Harpa. De fapt, ăsta este motivul care nu mai este deloc de râs. Bun, de la PSD să trecem la PNL. Mai zilele trecute am avut o emisiune cu doi dintre șefii de la PNL, cei mai importanți, domnul Lazar și domnul Eugen Nazare Țapu. În timpul emisiunii, domnul Țapu ne-a spus că vinovat în mare măsură de situația de acum din țară, financiară, de faptul că trebuie să ia niște măsuri de economie drastice sau zdrastice, cum vreți dumneavoastră să zicem, este fostul ministru de finanțe, domnul Căciu. Și a spus domnul Țapu cam așa, domnul Căciu a făcut un buget prost, neadaptat la realități, n-a ținut cont de niște cheltuieli, nu a verificat cheltuielile. Și toate astea într-un discurs de altfel foarte coerent. Mai spre finalul emisiunii, întrebat fiind de către subsemnatul cum e că în guvern totul e lapte și miere și în afara guvernului se ceartă precum persoanele cu dizabilități care nu văd, ca să nu mai spunem chiori. Așa. Răspunsul domnului Țapu a venit foarte rapid și ne-a lămurit cum e cu guvernul. Haideți să vedem dacă reușesc să găsesc acel fragment, să-i dau și sunet. Ia să vedem. Bună înțelegere în ședință de guvern. În ședință de guvern nu există bună înțelegere. Ce există? Eu n-am fost. Deci ați reținut, în ședințele de guvern nu există bună înțelegere. N-am apucat. De ce? Decizia e unică a premierului, indiferent cine. Nu se votează. Acolo nu se votează în guvern. Deci ați auzit, da? Decizia este unică a premierului. Și acum derulăm un pic înapoi. Domnul Căciu a fost ministru când și-a făcut bugetul când premier era domnul Ciucă. Dacă decizia este unică, pe cale de consecință și de logică, domnul Căciu e vinovat, vină bifată și aprobată de domnul Ciucă. Nu e așa că din când în când mai putem să și râdem? Cu lucruri grave, nu cu lucruri din astea de doi bani. Și acum să trecem la partea a doua a emisiunii, care de data aceasta vine în deci tema vine în urma întrebărilor care au sosit din partea dumneavoastră. De-a lungul timpului, el le-am strâns și acum le-am pus sub un generic. Prima întrebare la care aș vrea să răspundem, să încercăm un răspuns astăzi, că nu suntem noi deținătorii adevărului, se referă la faptul că, la un moment dat, Piatra Neamț era în pragul falimentului, financiar vorbim, și nu numai financiar, ci și moral, și am strâns toate întrebările sub
una singură, de ce Piatra Neamț a ajuns la un moment dat în pragul falimentului. Și ca să pregătim și momentul următor, cealaltă întrebare, adunată tot așa din mult mai multe întrebări, foarte multe întrebări, care sunt cele mai mari greșeli comise de Andrei Carabela de când a ajuns primar. Avem și o rezervă, dar mai vedem, cred că nu o să ne ajungă timpul și până la urmă, dacă vorbești despre Piatra Neamț atâta timp, s-ar putea să ți se facă sete, că e cazul. Deci, prima întrebare. De ce Piatra Neamț a ajuns la un moment dat în pragul falimentului? Oameni buni, Piatra Neamț a ajuns în pragul falimentului în momentul în care am avut primul USR la Piatra Neamț. Dacă țineți minte, a fost primul mandat al lui Ion Rotaru în care s-au întâmplat niște lucruri. Al doilea mandat în care s-au întâmplat alte lucruri. Să spuneți ce lucruri s-au întâmplat. Păi s-au întâmplat lucruri precum groapa de gunoi, asfaltarea străzilor după reguli, atunci așa s-a făcut. S-au obținut niște proiecte care au rămas după aceea, s-a făcut intersecția la regiment, s-a obținut programul pentru modernizarea ștrandului, podul peste Bistrița. Au fost multe, multe lucruri începute, sala de sport, etc. Numai că Rotaru, pe finalul celui de-al doilea mandat, a intrat sub, hai să spunem așa, nu, în jurul lui s-a format o camarilă. Camarilă condusă, e mult spus camarilă, dar cam așa, ca să respectăm lucrurile. Condusă de două, trei personaje. Ion Rotaru începea să fie tot mai izolat și pe fondul disputelor care erau la vremea aceea, a apărut un grup, hai să-i spunem, de tineri furioși și entuziaști și radicali, care au zis, trebuie să le luăm orașul din mâna ăstora care conduc acum și să facem din Piatra Neamț perla Moldovei. Să facem investiții, să facem treabă, exact cum ni s-a servit la nivelul întregii Românii povestea cu USR-ul mult mai devreme, acum mai aproape de noi. În fruntea acestui grup a fost propulsat, nu știm dacă de bună voie sau ghidat, Gheorghe Ștefan, care a venit la Piatra Neamț și pe un val din ăsta de entuziasm, nu prea mare, să știți, că în prima rundă de alegeri le-a pierdut, a doua le-a câștigat. Multă lume spune că a câștigat el și a câștigat și sistemul de transport public și în comun la vremea aia, cu studenți, cu alte lucruri, mai contează, legea permitea. Și a venit Gheorghe Ștefan cu un grup de oameni în jurul lui care au știut exact ce vor. Ne-au servit tuturor ideea că Piatra Neamț are nevoie și avea nevoie de investiții și că doar ei știu cum se fac și că Piatra Neamț va deveni o perlă turistică a Europei. Aici ar fi fost așa un fel de amestec între St. Moritz, Mamaia, plajele din Grecia, pârtiile de schi din Austria și nu, locuitorii n-ar mai fi avut nici măcar de barale în care să cazeze contra cost, evident, turiștii. Ce s-a întâmplat în realitate? Gheorghe Ștefan a creat un sistem cu oamenii lui care au fost plasați peste tot,
peste tot, inclusiv în organe de control, care au putut să stăpânească în toate felurile societatea locală. Și așa a început, cum să vă spun eu, devalizarea banilor publici. Da, devalizarea banilor publici. Ni s-au promis investiții, s-au făcut niște investiții care în mod normal, să spunem, costau 10 milioane, cu 30, 40, 50 de milioane. S-au făcut pe datorie din bănci, nu pe proiecte, sau ce s-a făcut pe proiecte a murit, sau s-a făcut prost. Vezi construcția de la Curtea Domnească, vezi telegondola care s-a făcut fără autorizații, în sit, protejat, în zonă protejată, mă scuzați. Pe nimeni n-a durut în, mă scuzați, fund. Deși fundul pe noile direcții este un loc accesibil la tot mai mulți. Pe noile direcții ideologice vorbesc. Putea să spună oricine orice. Nu se întâmpla nimic atâta timp cât, să spunem, un mare procuror avea primit apartament de la primărie și îl închiria echipei de fotbal. Nu se putea întâmpla nimic atâta timp cât sistemul funcționa pe plan local și pe plan național. Vorbesc sistemul de protecții. Atâta timp cât de la Piatra Neamț se luau hotărâri majore în sistemul energetic al României, când aveai puși șefi de la Transgaz până la nu știu ce, Transelectrica și în alte părți. Nu se putea întâmpla nimic. Așa au apărut marile afaceri care au dus Piatra Neamț la faliment, pe care mulți dintre dumneavoastră nu vi le mai amintiți. Afacerea centralelor termice, jupuirea societăților municipiului. Cum a fost posibil ca urbanul să devină un sac fără fund? Cum Perla Invest, altă societate, acum revenită, forțe proaspete, e un alt subiect, putea toca bani pe evenimente existente sau inexistente, un eveniment finanțat din două, trei locuri, și nimeni nu spunea nimic. De ce? Pentru că totul era sub protecție. Totul. Așa, grupul acela de tineri useriști la vremea aceea au ajuns să pună mâna pe spații comerciale, pe terenurile care erau mai bune, pe contracte, pe societăți. Țin minte un șef de societate foarte isteț la vremea, acum milionar, stă bine, trăiește din ce a acumulat în perioada respectivă, a refuzat să părăsească scaunul de director pentru că de aia. După ce și-a reparat mașina pe banii societății de stat, mașina personală. Și exemplele sunt extrem de multe. La un moment dat, Consiliul Local condus de, adică Consiliul Local de pe timpul lui Ștefan, cred că avea vreo 8 sau 10 incompatibili. Ei și-au dus treaba până la bun sfârșit, după care s-au judecat, au fost declarați incompatibili, dar au votat tot ce li se punea în față, pentru că era interesul lor. Se vota și pentru ei. O să spuneți, domne, ca să înțelegeți, într-o zi, într-o ședință de Consiliul Local, s-a luat
baza hipică de la o societate a primăriei și în aceeași zi a fost dată la altă societate a primăriei, Perla Invest, urban Perla Invest, încălcându-se cu nonșalanță legea. Și a fost și o hotărâre judecătorească care a spus că hotărârile respective erau în afara legii. Și s-a mers mai departe. Perla Invest a intrat în insolvență, iar primăria actuală a plătit toate datoriile făcute de primăria trecută. Totul și datoriile și plata s-a făcut prin intermediul consilierilor locali care au votat. Unii să facem datoria, unii să facem plata. Dacă adunăm datoria cu ce s-a plătit, facem centura orașului. Dar noi nu avem nevoie de centură. Pentru că, spuneam pe vremuri într-o emisiune, la Piatra Neamț, investițiile lui Ștefan au alungat până și prostituatele alea oficiale de pe stradă. Pentru că și ele au mândria lor. Pe vremea lui Ștefan încă mai existau trotuare. A venit el și a făcut chestia asta cu pavelele. Și cum putea să spună o prostituată că face pavela? A face trotuarul era deja o chestie intrată în folclor. A face pavela nu prea mergea. Dar asta nu înseamnă că nu am avut prostituate de lux care au pătruns acolo unde puteau să beneficieze de avantaje economice și politice. Nu mai erau nevoie să stea pe marginea drumului. Piatra Neamț a ajuns pe marginea falimentului pentru că am ales, și asta înseamnă că și noi suntem vinovați, niște oameni plin de orgoliu, care dacă făceau un pariu pe destinul orașului, nu mai țineau cont de nimic. Vă dau un simplu exemplu, care, culmea, este pozitiv într-un fel. S-a modernizat stadionul de fotbal, ceea ce este ok. Toată lumea spune acum ce bază frumoasă avem. Da, avem o bază frumoasă. Problema e cu banii cu care s-a modernizat. Puteam face un stadion nou sau nu? Și că tot vorbim de fotbal, haideți să vorbim despre o mare nedreptate care are legătură cu falimentul orașului. Echipa de fotbal de pe vremea aceea a primit foarte mulți bani de la Primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean. La un moment dat, banii respectivi, vreo 42 de milioane de lei, au fost decontați la dublu, și la județ și la primărie. S-a ajuns acum ca cei care au semnat pentru proiectele respective să fie condamnați definitiv, să trebuiască să dea banii înapoi. Nedreptatea este că dau banii înapoi doar aia care au propus și au semnat, nu cei care au hotărât să se dea banii acolo. Și așa plătește Ana Monda, plătește Vasile Vișan la primărie, plătește Ignatovic Lazar, fosta secretară, și cu doamna Mititelu, care nu mai știu dacă mai lucrează prin Consiliu, și cu Vasile Pruteanu, și nu plătești cei care, atenție, nu doar că au primit banii, au făcut de cont dublu. Aia s-a uitat. Bine, o să spuneți că dacă s-ar relua acum, e prescrisă. Da, e prescrisă. Dar de ce la vremea aia n-a fost întrebat personajul care a semnat pe proiecte și a spus cunosc prevederile legii că nu pot deconta în două locuri și le suport dacă nu știu ce și nu știu cum? Pentru că era sistemul de protecție activat. De aceea a ajuns Piatra Neamț în pragul falimentului. Și mai putem vorbi foarte multe lucruri despre asta. Dar, în mare, de aceea a ajuns. Pentru că
atunci când cineva îndrăznea să spună ceva, era căpăcit. Era băgat sub obroc. Nu mai avea voie să facă nimic. Asta s-a întâmplat la Piatra, după care a venit guvernarea Chitic preluat de la Ștefan și pe urmă Chitic, în care Piatra Neamț, cu datorii și cu ce era, n-a mai avut un șef cu curaj care să încerce să găsească soluții să iasă din această criză. Și ne-am mulțumit să avem un primar care își plătea datoriile, ieșea pe teren cu agentuța, cu fotograful și cu utilaje de la Publiserv sau de la Salubritas și aplica ceea ce am văzut la Revoluție, când nu mai știu cine îi spunea, nu știu cui, fă-te că muncești. În jurul acestor personaje s-a creat o întreagă plasă de relații care funcționează și acum. Au fost aduși prieteni, apropiați, oameni care să rămână datori și plasați pe funcții, în funcții cheie, în primărie și în instituții. Așa s-a ajuns că și în momentul actual, dacă o decizie nu convine lanțului acela despre care v-am spus, ea este blocată de funcționari. Se trezesc cei care lucrează, care sunt acum la conducere, că li se spune, doamne, nu se poate. Nu se poate. De ce? Că vezi, că lege, că cu tare, că așa. Da, atunci cum s-a putut? De așa, s-a putut. Și dacă cineva ar uita de prescriere și s-ar duce să vadă cum a fost devalizat acest oraș, se ia, e simplu, nu e mare lucru. Ei, situația spațiilor din oraș, la un anumit moment, și vezi ce s-a întâmplat după. La cine au ajuns aceste spații și cum? Țin minte un exemplu celebru, scriam la monitorul la vremea respectivă și a apărut un material despre un spațiu care a fost închiriat de la APA, Aqua Calor la vremea aceea, de către băiatul sau ginerele, mai țin minte, ginerele probabil, domnului Pruteanu. Sau despre un spațiu închiriat de un domn Măstăcăneanu, în care el a închiriat spațiu cu Temir C și probabil că se făcea și un barter pe chirie și închiriase spațiu unei bănci pe bani frumoși în centrul orașului. Cum se cheamă asta? Politică investițională deșteaptă dacă ai informațiile cum trebuie. Și multiplicați lucrul acesta de 40, 50, de sute de ori, de mii de ori și o să vedeți ce se întâmplă. Dacă se duce cineva să vadă cum s-au făcut retrocedările la Piatra Neamț, uitați de prescripție, dar așa, pentru amorul artei, să vedeți cine a primit, cum a primit, de câte ori a primit pentru același lucru, s-ar putea să înțelegem că la Piatra Neamț n-au lipsit banii, au lipsit cei care trebuiau să-i controleze. Ca peste tot în țară. În concluzie, Piatra Neamț a ajuns în pragul falimentului pentru că noi am ales prost, crezând că am ales bine, încrezându-ne în niște promisiuni și în niște oameni noi care au profitat de lucrul acesta. Și de acolo încolo lucrurile s-au rostogolit. Trecem la a doua întrebare, adresată nouă sub diferite forme.
Care sunt cele mai mari greșeli făcute de Andrei Carabelea de când a preluat primăria? E foarte mult de vorbit. Unii o să spună, domne, de ce greșeli și nu lucruri bune? Pentru că și lucrurile bune, multe, foarte multe, care s-au întâmplat de când a venit Carabelea, se puteau poate face mai bine dacă nu se făceau greșeli la început. Este inerent. Tu să vii de pe zona ONG-urilor, trecem peste partea cu Agenția Dezvoltare Nord-Est. Acolo nu este o agenție. Acolo este tot un fel de ONG cu bani publici mulți, în care Andrei Carabelea a ajuns pentru că devenise la un moment dat supărător cu organizarea unor manifestări și atunci a zis cineva, hai să-l tragem pe linie moartă. Nu e un episod foarte plăcut pentru nimeni. Deci, care sunt cele mai mari greșeli ale lui Andrei Carabelea de când a venit primar? Prima greșeală majoră a fost faptul, nu că a ajuns la primărie, să nu facem glume de genul ăsta. Pentru că o să spun la final că mie mi se pare că totuși Andrei Carabelea a făcut foarte multe lucruri de când a ajuns în primărie. Prima greșeală majoră a fost că a ajuns în primărie, nu a făcut ceea ce un contabil spune predare, primire. În entuziasmul acela că am venit acolo și am preluat primăria, chiar dacă la venire funcționarii i-au spus, știți, n-avem să dăm salarii, n-avem bani să dăm salarii, nu s-a făcut o predare primire. De ce? Pentru că nu avea experiență și oamenii care l-au propulsat în funcție n-au fost interesați decât să aibă primar. Nu să mai vadă, să scormonească în primărie, să vadă ce a făcut un fost primar de aceeași culoare politică. Andrei Carabelea, neavând oamenii în spatele lui, nu a procedat la o preluare primire, că atunci aș putea da seama de la început că nu există un patrimoniu gospodărit la primăria Piatra Neamț. Că haosul din primărie în documente a fost foarte atent gestionat ca oricine venea acolo să nu poată să înțeleagă și să găsească nimic. A doua mare greșeală. Nu a respectat ce s-a discutat în campania electorală. Faptul că reorganizarea societăților primăriei trebuia făcută chirurgical și rapid. Poveștile, că nu se poate, că știți, că chestii, că așa. Deci, trebuia făcută chirurgical și rapid. Trebuia insistat, făcut tot ce se putea face pentru rezolvarea celor două probleme cu societăți în insolvență, Urban și Perla Invest. Nu lăsate lucrurile să curgă. Cel puțin ce se întâmplă la Urban este strigător la cer și cu multe nuanțe penale. Multe nuanțe penale. Au trecut atâția ani și încă nu s-a închis procesul acesta al insolvenței în condițiile în care există doar primăria Piatra Neamț, acționarul majoritar ca principal debitor, ca să-i spunem așa. Urbanul a intrat în insolvență în mod artificial. A fost o politică, un interes. Cei care l-au băgat în insolvență în mod artificial au avut interes să ducă cât mai lung să-l facă cât mai lung acest proces. De aceea s-a greșit. Acum ce avem la nivelul societăților? Avem vreuna
reformată. Nu, de ce? Pentru că iarăși Andrei Carabelea n-a avut oameni în jurul lui și nu a putut să taie acolo unde trebuia tăiat în carne vie. S-a vorbit despre, și este clar că era o societate care stătea la mila publică, locativ serv. Dar, domne, o să facem, o să dregem nu știu ce. Și s-a trecut la niște lucruri care au fost făcute în așa fel încât să nu poată fi duse la bun sfârșit, cu largul concurs a celor din administrația publică locală. Amintiți-vă, vom prelua toată activitatea de la locativ serv la primărie. Oricum era o activitate făcută în mare parte de primărie. Păi nu se poate, că știți că ne încurcăm, că o să avem prea multă treabă, că nu merge. Serios? Telenovela parcarea, parking. O telenovelă, mai telenovelă ca ce doriți dumneavoastră. Că o să facem, că o să dregem, construim, luăm, preluăm la primărie. Ok. Și după ce s-a preluat, a început corul bocitoarelor. Că nu avem sistem, că nu avem oameni, că am luat oamenii, dar nu pot să facă. De ce? Că nu se poate. Îmi vine să vă spun un cuvânt din acela englezist. Un mare shit. Nu s-a vrut. De ce? Pentru că era un pic de muncă la început, dar după aceea sistemul ar fi fost foarte clar și simplu. Și răspunderea era la primărie și pentru investiții în parcări. Știu sigur că Andrei Carabelea a vrut să preia parcările, după care v-am spus că a început corul bocitoare. Și aici a greșit. Unde a mai greșit Andrei Carabelea? Că a luat de entuziasm. A crezut că administrarea unui oraș se face pe principiile noi ale corectitudinii politice. Dacă venea un mesaj pe Facebook, vai ce plânge căprioara de la grădina zoologică, vai, zice, mi s-a părut că am văzut lacrimi în ochii unei bibilici din grădina zoologică, am închis grădina zoologică. Nu vreau să mai discut ce și cum. De ce? Pentru că, să vă spun eu, corectitudinea asta politică ne spune că, teoretic, copiii ar trebui să plângă când se duc la o grădină zoologică și văd un animal după gratii. În realitate, 99% dintre copiii normali se duc la grădina zoologică, se bucură. A închis-o. Înainte de a avea un plan, o investiție pentru acel obiectiv. Și au trecut 2 ani de zile și nici acum nu avem nimic. 2 ani de zile, poate niște copii, în afară de aia 0,1% sau 0,5% care plângeau, s-ar fi bucurat mergând acolo. Este o greșeală. Și este o greșeală de tactică până la urmă, care sunt sigur că a fost înțeleasă și nu se va mai repeta. Mai sunt multe alte lucruri de spus despre acest subiect. A greșit că n-a tăiat în carne vie la nivelul primăriei, unde, se convinge el pe zi ce trece,
există o grupare, de fapt sunt mai multe grupări, care atunci când îi este atins interesul, acționează contra intereselor primăriei și ale orașului. Pentru că, să fim cinstiți și serioși, numai cine nu vrea, nu vede. S-au făcut niște lucruri, se fac niște lucruri. Multe dintre ele nu, așa cum ar trebui să facă. Pentru că în administrație, de cele mai multe ori, în primul mandat, preiei lucruri. N-a ieșit, după ce a preluat Carabelea, să ne spună. Astea sunt proiectele pe care mi le-a lăsat Dragoș Chitic. Stadiul de implementare a proiectelor este următorul. 2%, 4%, 5%. Adică ce înseamnă asta? Semnat și plătit niște bani pentru niște presupuse studii făcute din birou. Asta a greșit. Pentru că atunci dacă ieșea și spunea avem proiectele cu coridoarele de mobilitate, Pietreni, sunt prost făcute, sunt doar trotuare și asfalt și niște spații verzi. Nu avem nimic prevăzut la subsol, partea tehnică. Asta va trebui să o cheltuim noi, să facem rost de bani pentru țevi, să facem rost de bani pentru altele, lucru care s-a întâmplat și nu se spune lucru acesta suficient de mult. A greșit că n-a spus, a greșit și că a făcut, parcă nu în totalitate, că sunt lucruri care poate nu trebuiau făcute, da. A greșit că proiectele astea de mobilitate sunt legate între ele, așa le-a moștenit. Și mai sunt multe, multe alte lucruri de spus, dar nu putem ignora faptul că în oraș se lucrează. Nu putem ignora faptul că administrația Carabelea a fost supusă unui atac concertat nu numai din partea adversarilor politici. Putem să-i numim dușmani fără niciun fel de jenă. Ci chiar și din interiorul partidului a fost supus la multe asalturi. Mai nou s-au rezolvat lucrurile. În condițiile astea, până acum, s-au făcut niște treburi. Să vedem ce se va întâmpla în continuare. Vorbeam de reformarea societăților Consiliului Local. O să te rog, Bogdan, la un moment dat să pui imaginea aceea pregătită de la Festivalul Dacic. Da, când o să-ți spun eu. Vorbeam de reformarea societăților Consiliului Local. Și avem Publiservul, Salubritasul. Publiservul, când au primit să lucreze, să facă strada aceea de la Bistriței, de la Carrefour până la intersecția, la ieșea din oraș, la sensul giratoriu, s-a descoperit că Publiservul are în magazie scula necesară ca să poată turna asfalt pe o porțiune mult mai largă. Până atunci nu se descoperise. Apropo de Publiserv și primărie, după niște mici cercetări în arhive, s-a descoperit că există un cântar care acum funcționează, care era achiziționat, dar unii vreau să cumpere unul nou. De aceea s-a greșit că nu s-a făcut un inventar la începutul mandatului. S-a greșit fundamental. Și acum să ne întoarcem la ce am vrut să vă spun. La Festivalul Dacic a apărut o chestie care nu avea legătură cu nici cu dacii, nici cu romanii. Avea legătură cu civilizația noastră. Bogdan, te rog să pui imaginea. O să râdeți. Un veceu. O budă. Mai ai și o altă imagine, da? Mai ai și o altă imagine. Un veceu, o budă.
domnilor, este ceea ce se cheamă o budă uscată, în care nu sunt puse ingredientele pe care le știm noi la o budă, unde nu miroase, ea poate fi și mutată dintr-un loc în altul, dar poate să stea și pe loc, și care, în mod normal, într-un oraș civilizat, Perla Moldovei, oraș, gata, ajunge, că nu vreau să fac nici reclamă. Ideea contează. Ar trebui să ai asemenea locuri care să îți permită ție, cetățean, să le folosești atunci când ai nevoie. Pretextul budei publice a fost folosit când s-au făcut barurile acelea de sub zidul Curții Domnești. Acum nu știu cât de folosite sunt de către public. Că e cam greu să te duci acolo. Românul, în general, când are o problemă de genul ăsta, e un pic civilizat. O să duce, ia o cafea, pe urmă se duce acolo. Nu se duce, știi, că ai obligația să pui Buddha la dispoziție. Acest gen de bude poate fi amplasat oriunde. O să spuneți, domne, că ce ai treabă? Nu, domne. Acest gen de bude poate fi achiziționat la un preț nu foarte mare. Poate fi achiziționat și în rate. Există oferte. Se pot face. În mod normal, asta trebuia să existe într-un plan investițional, nu de acum, ci de mult timp, ca să ne civilizăm și noi din punctul ăsta de vedere. Nu există. De ce? Pentru că dacă cineva se duce să ia, până să ajungă la șeful care decide, îi se spune, îi se sugerează, îi se... Dom'le, dar știi că e un pic cam complicat, că știți... La noi, la Piatra Neam, și rahatul costă. Cam asta a fost emisiunea de astăzi. Cine înjură, înjură. Cine nu, nu. Ideea este că am simțit nevoia să răspund la aceste întrebări atât cât m-am priceput. Cele bune, numai bine, să fiți iubiți și să trăim în cel mai frumos oraș din... să trăim în cea mai frumoasă comunitate din județul Neamț, adică Perla Moldovei, Piatra Neamț, stațiune turistică de interes național, stațiune turistică.